Valentin Ivan, primarul comunei Sadu, ar putea să reprezinte interesele României și ale județului Sibiu în Parlamentul European. Filiala locală a Partidului Democrat Liberal a desemnat ca și candidat la europarlamentare. Dacă va prinde un loc eligibil pe liste, atunci Sibiul are toate șansele să aibă un europarlamentar. Un om cu realizări foarte bune, care a demonstrat că poate duce la bun sfârșit un proiect finanțat din fonduri europene și cu multă experiență în administrație. Așa a fost prezentat Valentin Ivan de către președintele PDL Sibiu, Raluca Turcan. Primarul din Sadu a fost desemnat cu unanimitate de voturi. Este un om cu experiență în administrația locală, în administrația județeană. Este un om care a demonstrat că știe să managerieze atât proiecte guvernamentale, cât și proiecte europene. Răspunde tuturor cerințelor PDL. Ca urmare, cu unanimitate de voturi, Biroul Permanent Județean a decis ca domnul Ivan să reprezinte PDL Sibiu. Raluca Turcan s-a arătat deranjată de declarațiile fostei colege de partid, Elena Udrea. Aceasta din urmă a renunțat la PDL pentru Partidul Mișcarea Populară. Consider însă revoltătoare teoria cum că PDL ar fi anti-Traian Băsescu. La referendumul de suspendare din anul 2012, împotriva președintelui Traian Băsescu, actuala conducere a PDL, oameni din actuala conducere a PDL, au fost cei care au militat fără nicio reținere pentru președintele Traian Băsescu. Raluca Turcan s-a arătat nemulțumită și de faptul că elevii claselor a 1-a și a 2-a vor învăța din manualele vechi, pentru că Ministerul Educației nu a aprobat metodologia pentru manualele digitale și tipărite la timp.